într-o biserică, se pregăteau să-și aleagă pastorul. Și au verificat mai multe persoane care ar fi putut să ajungă pastor și în cele din urmă au intervievat un tânăr. Comitetul era adunat și cel mai în vârstă din comitet s-a uitat la tânăr și i-a spus: ești cam tânăr pentru slujba de pastor, deși ne place cum arăți, cum te prezinți, dar mă întreb dacă totuși cunoști Biblia fiind așa de tânăr. Și tânărul nostru spune: o cunosc din scoarță în scoarță pentru că am terminat teologia. Și bătrânul spune: dacă ai fi bun să ne spui ceva din Biblie, orice a zis tânărul, întrebați-mă. Și bătrânul spune: ai putea să ne spui ceva despre pilda samaritanului milostiv? Fără probleme, a zis tânărul. A fost odată între samariteni un om cu numele Nicodim. Acesta a venit la Iisus noaptea și pe drum a căzut într-un pământ stâncos. Spinii l-au năpădit, lăsându-l aproape mort. Din întâmplare au trecut pe drumul acela trei magi de la răsărit, care l-au dus la corabia lui Noe. Pe când intrau în corabie, pe poarta de răsărit s-a agățat cu părul într-un cui, unde a stat atârnat 40 de zile și 40 de nopți. La urmă a flămânzit. Acolo au venit corbii ca să-l hrănească. A doua zi dimineața au văzlit cu corabia până la Ierusalim și când au ajuns acolo au văzut-o pe Dalila șezând pe un zid foarte înalt. Tăiați-o în bucăți, a zis el. Și i-au întrebat: de câte ori să tăiem? De 7 ori? Nu, a zis el, ci de 70 de ori câte 7. Și i-au trântit-o la pământ de 490 de ori și i-a pleznit în mijlocul lor. I-au adunat 12 coșuri de fărâmituri. Acum se pune întrebarea: la înviere, nevasta cui va fi ea? Și bătrânul a zis: e adevărat că e tânăr, dar cunoaște Biblia din scoarță în scoarță.